nerăbdător, copiii și părinții au pășit timid pe tărâmul magic al Crăciunului. Brazii decorați și draperiile de lumină au impresionat pe toată lumea. Extraordinar! Foarte frumos, m-a impresionat și corul de la Arte. Au cântat foarte aglomerat, nu mă așteptam, dar avea nevoie okay. Constanța de mântul de Crăciun? Avea. La cât suntem de triși și de prin câte am trecut. Prețurile cum vi se fac? Acceptabile. Chiar e foarte frumoasă atmosfera. Este bine că avem și ce face, ne plimbăm, avem ce vedea, luminițe. Începător sau experimentați, copiii au încercat gheața artificială a patinoarului. Un punct de atracție al târgului de Crăciun de la Constanța este acest patinoar, unde intrarea este gratuită. Foarte frumos. Da, este frumos, fric, dar e bine. Dar te încălzești pe patin. Da. Poate de alți ani e ok. La căsuțele amplasate în târgul de Crăciun, oamenii s-au înfruptat din mai multe bunătăți. Sărmăluțe, pomălicuțe de alte, cu tăchitura dobrogeană, fricturi la grătar de la fasole tradițională, de la mâncări tradiționale românești. De Marea Neagră. Cum sunt pregătite? Cu multă dragoste. Vizitatorii s-au declarat încântați, iar cei mici fermecați de toate surprizele de care au avut parte. Plăcinte delicioase, plăcinte machedonească, cu spanac, cu braz și cu brânză. Pe care o recomandați așa ceva? Braz este preferata mea. E mai frumos ca anul trecut. E altceva. Da, este altceva. Nu, cu ceapă, doamna-i cu, doamna-i cu scoici. Îți place aici la târg? Da, foarte mult. Acolo. O clătită. Târgul de Crăciun deschis la malul Mării își va primi oaspeții până pe 9 ianuarie.